Hei, salutare toată lumea și bine v-am găsit la un nou episod de GTA 5. Astăzi suntem împreună cu Adrian. E checkpoint pe casă? Da. Hai să tunez și eu o mașină. Păi ce, la casă o tunezi? Nu, am acolo, trebuie să iau să... A, pe acolo am și o casă. Ce misiuni sunt la bunker? Ce trebuie să faci? Păi n-ai văzut cum am dus noi furgoneta aia atunci? Dă-i mult de orice. Nu era de la clubul de motociclete aia cu... Nu. Nu. Ah, stai că intrasem acolo în bunker atunci. Că mi-am luat și toate alea. Buncărul, mi-am luat și tirul ăla. Și buncărul unde l-ai? Tot acolo unde l-am și eu? Nu, parcă pe partea dreaptă. Sus, nu mai știu exact. A, uite mă, mașina. Ne-a luat, ne-a luat poliția mașinile alea. Da, pe uite acolo, cred că e la post. Oh. Ce șmecher cu joystick-ul ăsta, că pot să accelerez cât vreau eu. Bă, și eu am, dar m-am învățat din tastatură. Rocket League, ce mai joc din joystick. Da, la Rocket League clar trebuie să... Da. Că nu-ți trebuie ca așa mult tastatură. Mă gândeam să-mi iau și eu Rocket League, dar nu știu dacă se merită. Că... Păi da, dar nici nu mă joc chiar așa mult. Dacă am 4-5 ore pe calculator zilnic. Mi s-a deschis ușa asta, ca fata. Uite ce mașină iau. Asta îmi place cel mai mult. Tempesta? Uite asta trebuie să o tunez. Nu mai știu de unde am luat. Da, da, da. Da, da. E, nu știu că și o lampă albastră. O, uite aia de seamănă cu insurgentul. Și pe aia merge să o upgradezi. Alea pe geam eu le-am pus, la fel și alea pe uși. E de la... Stai așa, travel... La, nu la legendar, la Warstock mi se pare. Da, la Warstock, aia, Night Shark. Mi-am luat și motocicleta aia de zboară, dar nu știu să pilotez. Nu. Hai să... Ai ieșit? Eu m-am dus sus. A, eu am ieșit. Păi, de ce sunt încă aici? Hai să tunești rapid mașina asta. Să văd ce idee. Dar de unde am luat eu mașina asta? Venice? Nu cred. Numai să o iau și o pasta. A, bine că ai pus checkpoint că trebuie să plătești și eu asigurarea la aia. Sau cauțiunea ce...
Ce ok merge mașina asta netunată. Hmm. Ești mai chiar de rău. Oh. Care e cu scandalul ăștia pe aici? Ăla din dreapta. Așa, acum că mi-am luat apartamentul ăla, pot să încep și heist-uri. Hmm. Aici e mașina? Da. Pe și-a mea unde o găsesc? $250. Păi ce ați făcut? Păi și unde, dracule? Păi și eu unde o găsesc pe mea? Mi-a dat 200. Da? Da, că am intrat aici. Da, uite că vin după tine polițiștii. Mă! Hai să tunești rapid, ca să scap și de pe. Asta e mașina de aia, de trag cu ea. Dă-o dracu că nu mai iau mașina aia. Hai că am învățat să și conduc. E pe aproape un garaj de ăla detonat? Nu știu, ca mie nu mi-apare, nu știu. Nu știu de ce, dar nu mi-apare. Ce? Hai să mai mă uit. Ăsta e? Am trecut chiar pe lângă el. A, da, că era ăla acolo. Lasă că mă duc la ăsta de aici din oraș. Ăla principal. Ce să mai... Să mai spuneți. Dar dacă o să-l găsesc? Mă, că i-am dat checkpoint. Ia să vedem cum se tunează mașina asta. Eu... Reparație, boc, frâne, bumper, nimic. Spectaculos, motor, boc, cover. Băi, ești nebun. Ce e de la exploziv acolo, la când tunezi mașina? Nu, că nici eu n-am înțeles. Am presa când îți părăsești mașina, nu știu sigur. Vine altul și dacă ți-o explodează. Ah. Nu știu sigur dacă e asta la... Ce culoare s-o fac? Mauve. Albastru ăsta.
tot mat. Hai să facem un mov aici. Nu, arată bine. Roșu închis. Spoiler. Transmisie. Turbo. Roți. Uite-le pe astea ce frumoase sunt. Roșu. Ăsta arda mai bine. Window. Ia să vedem. Hai să încep și eu haste-urile, să văd care... Da, aici trebuie să stăm după 4 player. Nu e oulu. Nu e cum era la mine cu 2 player. Da? Mm. Sau să facem niște misiuni la... asta, la... firmă? Cum vrei. Hai să luăm două mașini. O mașină, două. De unde să le luăm? Să le furăm. Ah, zici la... pentru firmă. Hai că am luat-o și eu. Păi ce dea n-ai. Păi și cum se intră în garaj aici? E pe acolo la garaj. Păi nu intră. Cred că nu am garaj, nu? Trebuie... Păi mi-e de ce m-am băgat? A, stai că aici am și eu. Păi și te-a băgat la tine sau la mine? La mine. Păi cum dacă ești la mine în firmă? A, la, nu. La tine m-a băgat, că nu-i nimic aici. Sau stai să mergi. Ba nu e la mine. Pentru că am și o firmă aici și nu contează că sunt la... Și nu contează că sunt la tine în firmă. Cred că trebuie... e vreo... da, vreo... funcție, ia să vedem la telefon. La Dynasty mi se pare. Nu la Dynasty. Sau ba da? Ba da. Eu pe care l-am? Pe verde. Și eu n-am nimic din asta? Păi eu de ce n-am garaj? Păi știu eu ce-ai luat. Da, e cu felul. Hai că mi-a stătat drumul la o misiune. Mm. Tu nu poți să mă așez pe scaun. Ah, ba da. Ia ce zice. Enter. Special cargo sau vehicle cargo? Hai, vehicle. If you want to move to a warehouse in a different part of the city, click on the vehicle warehouse map link at the top. Hai că am dat să luăm mașina. Ce-ai întâmplat de m-am urcat cu motocicleta? Ia să ieși.
Adică pe asta chiar nu știam. Ghiși ce? În Zentorno trebuie să furam. Fii atent unde m-am sui cu motocicleta aia. Te-ai cu cobor. Deci pe asta chiar nu știam. Ai sărit pe scări? Da. Trebuie să văd cum mă dau jos aici. Hai că avem aproape de aeroportul ăla din deșert. Hai că vin cu motor. Bun. Dar am și luat, e mai... Vezi punctul galben? Mm. Ce era cum a aruncat din bordură? Ce șmecher merge mașina asta? Până o bușez. A, tu ai luat-o pe scurtătură. Da, tu dai cu motocicleta. Wow. Bă, ce genială e mașina. Cum se dă de... Mamă, ce-mi place. Dragii mei. Deci nu cred. Nu știu cum dracu am imeri drum. Copacul? Nu, tocmai aia e. Uite, acum l-am imeri copac. Tocmai aia, am trecut pe lângă o grămadă copaci, dar n-am luat niciun. Și acum era unul, nu l-am intrat. Mai ai până ajungi? Da. A, tu ești în spatele. Și am venit și pe drum. Dar e nasol că dacă ai căzut cu motocicleta, ți-a pierzi timp până o găsești, până te urci pe el. Îmi place când... Ma... Hai că am făcut mașina asta la comandă e. Asta îmi place. Opa, unde e Zentorno? Mai spate. Uite-l aici, la băieți. Gata, l-am luat. Mamă! Păi hai, dă-i! Hai că... Uite un punct galben în stânga. A, e bunker. Aici am bunker. Vine elicopter. Hai că mă duc ca lumea cu ea, ca să... Hai mă, ora. Ai tras în iad? Hai mă, urcă repede. Bă, dar mereu m-am învățat să apăs E. Păi, de la ce? Să urc în motocicletă, mașină, și normal e pe F. Păi și de la ce te-ai învățat să apeși F? Așa am pe alelalte, VOG, H1. A. Hai că vin și... Păi normal pe PUBG e cu F. Ai schimbat-o? Am schimbat-o.
Hai că se duce Zentarnă. Păi văd ca se duce că nu te-ai prins de noi. Mă mir cum de nu am bușit-o până acum. Normal că suntem doi, trebuie să dea și aici, să ducem două mașini. Da, dar nu știu. Că uneori îți dă mai multe mașini. Hai să-l dobor pe ăsta, hai mai repede. Aia, iurea, că se aude de la tine. Și ce ai zis, că am fost simta pe tine? Da, da, da. Hai că am făcut, o să dau 3000 pe reparat. Și era să sar pe lampa aia. Mal, se aude Discord-ul. Dar mie nu se aude. Nu, că sunt multe grupuri și am uitat să-l opresc. Că dacă îi dau, are o funcție de streamer, oprește sunetul, nu mai auzi astea. Hai că dracu știe pe unde m-am dus, că mie nu mi-a arătat checkpoint cum să mă întorc. Nu? A. Unde era? Streamer mod. Așa, acasă. Am ajuns la depozit eu. We got a vending machine and some personal space back there for getting some shut eye and changing your clothes. Hai, prima dată când intru în depozit și îmi face instrucțiune. You'll see your current stock of cars and be able to select how many you want to offload. The amount you can sell at any one time is dependent on how many associates you got on hand. If we want to chase the bigger commissions, we're going to need to modify the cars to the bigger buyer specifications. Remove trackers, change paint jobs, rims, apply other mods. Poți să dau skip la ăsta? La ce? La instrucțiune asta. Nu zice asta de depozit. But believe me, it makes life easy. And you see the door over there? That'll take you all the way down to the underground facility. You renovated down there, so there's somewhere to store any of those big... Dar înainte nu era cu subteran depozitul, nu? Ba, da. And that's it. We should get to work. The more vehicle cargo we move, the more of an interest Sekiro Serve's gonna take in the company. We steal enough cars, they'll throw us some special vehicle work. A intrat aici la mine? Ce zici să facem? Dacă vrei haste-uri. Ca acolo măcar alea sunt mai... Păi putem să facem un haste. Motocicleta asta e de o singură persoană? Da. Dacă mi-am găsit și un motor. Cât dure cu trâncănea asta? Da. Unde ești afară? Da, da, da. Acum ce e bine? Că sunt puțin pe sesiune. Dar e nasol pentru haste-uri. Da, 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 bine că să mai intră și după în alte părți. Nu, no, ba da, ba nu, ba da, nu știu. Ba da, când dai auto-invite acum. Păi trebuie să mergem la casă ca să...
Vrei să facem la mine history? Da, da. Hai să mi le încep și eu. Care e primul haste? Parcă cu... No, Prison Break-ul? Parcă? Sau... Nu, e, trebuie să mergi la o bancă, parcă. A, banca aia de pe... De acolo, de pe autostrada aia. De stânga. Mamă, cât de departe e casa. Uite că mi-a dat și mașina. Aia care... Ia să vedem. E aia care mi-a luat-o poliția. Nu e aia care am lăsat-o eu în deșert. Hai că am luat-o și eu. Și acum trebuie să văd cum să facem stânga. Oho, unde dau pe tăi? Hai că avem pe aici pod. Mă, nene, nu te ții după mine și eu am dat asta de pe stradă. Da, tu n-ai văzut când cât am sărit? Ba, da. Au! Hai că mă duc pe jos până la casă, mai puțin. Și te-ai sunit acolo? M-a călcat, m-ai și călcat tu. Aici, ca să intrăm amândoi. Parcă acum mi-arată să... intru cu tine? Sau nu? Mă bagă direct, bă. Ah, e bine atunci. Și acum trebuie să mergem aici, la haste, parcă nu? Quick EQ. Ah, trebuie să merg la Lester. Ce dracu m-a băgat în ăsta? Pe de unde ești? M-a băgat într-un haste. Deja să-l joci? Da, dar la play, că am apăsat eu quick league din greșeală și nu mi-am dat seama că e să intru la altcineva. Că acum a luat din screen. Hai că m-a scos. Și unde-i Lester-ul? Păi de acolo am venit, de la Lester. Să luăm rapid misiune. Sau dacă vrei să facem la mine, uite, la mine decât 2 player trebuie să fie. Aaa! Că văd că deja la mine merge să iei. Dă-mi invite! Și hai să o facem pe aia. De aia de pe autostradă. Trebuie să hack-uim sistemul sau ceva de genul. Hai să nu mai dau la frâne. Bun. Așa. Hai că am intrat eu. Uuu, 122, dă-mi să-mi cumpăr toată muniția. Și l-am mirat parcă 60 de ani.
Dar știi care e faza? Că dacă nu o cumperi pe toată odată, adică e bine să o cumperi pe toată odată și după aia mai dai așa cât 1000 ocazional. Casual. Ah, trebuia să dai să ne rămână hainele. Eu uite, mi-am luat haine de vânzător. Ia, hai. Și cu mașina asta aici. Hai, mă. Lesterinio. Dă-te la o parte de Boșorov. Tu ești hackerul, vezi? Da. Ia uite ce fum scoate de la roți mașina asta. Atracțiune față. So, my taciturn friends, I suppose you want to know how we're doing this. Well, funny you should ask. We're driving out to the bank, taking a look. Ah, nu trage te loc stânga, dragi. Unde e panorama? Deci care roțile strâmbe pe față. We're not going in, we're not poking it with a stick. We're just sitting back. Look, you see, I like my scores, like I like my dates. E perfect. Across the street and unaware they're being watched. Da, dar e bine că mergem încet și pot să mă strecor printre mașini. Da. Da, presupun că sunt fix aceleași misiuni, doar că în 2 player, nu? Nu, mă, nene. Misiunea asta în 2 player se face. Păi știu, dar mă refer la aceeași. Că am mai făcut-o pe asta. Da. Următoarea o să fie normal. Adică nu e nimic schimbat la ea. Doar că la asta unul trebuie să fie șoferul și unul hackerul. Și că suntem doi playeri, nu mai suntem patru, aia mă refer. Păi dar niciodată n-ai nu a da, fost patru, la misiunea asta nu. Tu acum când te apuci la casă, aia te faci, ție trebuie patru playeri. La misiunea asta nu, la setup-ul ăsta nu. Ba da. Nu, 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 păi dar nu e nevoie de patru, că unul șofează. Și nu hackuiește, nu intrăm în bancă, nu nimic. După aia trebuie să-l duci înapoi, după aia trebuie să te întoarci. Vezi că trăiești. Uite, ne arată toate astea. Da. După aia îți dă ție telefonul să hackuiești. Tu ai pe boxe? Ce? Sunetul la joc. Nu, no, la căști. Că se aude și la bine. Hai, dar cu te-a pus să hackuiești, nu? Nu mi-a dat nimic să fac. Trebuie să-l ducem pe ăsta înapoi. Și după aia ne întoarce. Nu, la cuțit, da. Sau, nu? Nu mai știu. A, ba da, uite acum. Mamă, cel mai... Hai că reușești tu. Păi stai că nu mai știu cum să încep. Care sunt astea, deci? Cum, dracule? Eu, cred. Așa și după aia din săgeți. Prima a fost ușor. Sunt trei, parcă, nu? I'm calling Paige. She's my assistant. First she's gonna get us what we need, then she's gonna sell me in half. Ai reușit? Mai el am pe ultim. Gata, n-am făcut nicio greșeală. Hard copies to go on a notice board. Yeah, plus all the equipment we spoke about. Oh, ce cum scoate. Those people. Yeah. Charming as ever. Okay, see you soon. Hey, passenger seats. Did you get into their network? Good work. She's loading the hardware into the back of a truck.
Ce m-a enervat, știi că am filmat două episoade atunci. Și OBS-ul, cum e el, super șmecher program, mi-a făcut lag de... Dar în joc nu aveam pic de lag. Pe filmare, în schimb, da, nu înțelegi nimic. S-a catează în ultimul hal. Da. Și acum registrez cu programul de la Nvidia. Eu am ăla... Dracu-i zice. Bodycam. Dar l-am... e program cumpărat. A, e full. Filmat, pentru filmat e super. Hai fă urcă. A, trebuie să vină și jegosul ăsta. A căzut. L-ai călcat, n-a căzut. A intrat el în roată. Uite tu, trebuie să vină pe dreapta neapărat, nu putea să o deranjeze pe aia. E gentlemanul... A, iar avem o grămadă mers. Păi da, trebuie să ne întoarcem iar acolo. A, ba nu, la garaj. Dar oricum trebuie să ne mai ducem o dată acolo. Păi, jaf, final, parcă. Oricum, eu stau mă gândesc la haste-ul cu banca. Cum îl facem pe la în 2? Nu trebuie mă nene în 2. Deci, misiunea, setup-ul ăsta, e făcut pentru două persoane, că nu ai nevoie de 4. Exact. Doar ăsta. Păi și înainte, la fel ai avut tot în două persoane, setup-ul ăsta. Că nu e nevoie de mai multe persoane. Dacă le-am văzut chiar în misiunile astea, am zis că mă dă iară de la început, drept. Păi... Dar e doar finalul acum. Doar finalul? Da, nu e... Vezi că... Da, dă-i înainte, dă-i. A, da. Că era mai aproape înainte. Deci într-un set de ăsta sau morților, cum le zice, avea mai multe haste-uri. Nu, într-un haste sunt mai multe setup-uri. Sau invers. Invers. Vezi că iar ai trecut. E da, să dau cu ea în zi. Ce, gata? Ia să vedem ce zice aici. Cam făcut. S-a terminat. Păi asta a fost setup. Asta a fost setup. Mi-a dat și mie 5400. Mie nu mi-a dat nimic. Da, că tu iei la final. Tu la final îți poți să-ți oprești din... Ăla, din recompensă. Iar vorbește asta. A, hai că am mers, îi dau. Uite și acum... Ia trebuie să luăm curuma. A. Ai dat-o? Da. Da. Uite, iar nu mă las să-mi păstrez hainele. A, merge stai să alegem altă armă, altă mașină, uite. Să-mi iau curuma, să nu ne împuștea, știi? Hai, dă-i ready. E ready de îmbrăcăminte. Dar le-a urcat în spate. N-a pus checkpoint. Bun, da. Hai că... Hai
nici nu mi-am luat claxoane de alea speciale la mașini. Păi așa? La auto, cred. Nici n-am pe toate mașinile. Că nu-i nimic spectaculos. La alea de cursă, că ai văzut de atunci la început de cursă, dai claxon. La alea mi-am băgat, dar în rest, ce-mi trebuie mie la curumă. Să-i la etaj. Da, sus de tot. Pe acoperiș. Nu încă o curumă acolo. Ai cineva? Unde sunt ăștia? Uite-l aici, unul în spate. Și mai ăsta aici. Măcar să-i omorâm pe toți, nu? Uai, tu pe aia și eu pe asta? Ia tu curuma cealaltă. Ia uite, mi-a strâmbat ușa. N-avem cum să sărim? Parcă era... o rampă. Băi! Ia uite ce trage ăla în mine. Hai că mi-ai dat un boost. Dar nu e diferență, văd, între curuma stop și curuma tunată. Că ești în spatele meu și am mașina tunată. Sau probabil și aia tunată. Ce dificile au fost. Pe asta a fost toată treaba, dacă am mers acolo cu curuma, i-am omorât direct. Uite, mi-a dispărut curuma mea. Păi n-ai văzut că era una lângă alta, acum mai e doar asta. 4960, mă bogățesc. Iar nu mi-a dat nimic. La tine e setup. Și tu la final poți să-ți oprești din... da, din recompensă. Alegi tu cât să iei tu. Lua din screen. Bravo, GTA. Hai că deja filmez de vreo 40 de minute, cred. Da. Cred că da. Că nu se vede. Bă, ce vrei, mă? Nu ești live. Nu sunt live, dar înregistrez. Am vrut. Atunci te lasă în pace. Du-te-o că n-am registrat. Ba da, mă! N-ai OBS. Păi dar ce? Îmi trebuie OBS neapărat? A, ok.
Păi asta a fost și episodul. Mai dăm să mai facem la casa acolo, că parcă vă cădă ceva. După, stai să îmi iau și eu misiune de la desktop. Să văd ce zice. Hai să vedem ce zice ăsta aici. Hai că așa o să sfârșesc episodul. Nu uitați să dați un like dacă v-a plăcut, un comentariu, sugestii și un share, poate. Așa că nu mai bine.